Judecătorul Cristi Vasilică Dănileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, s-a întâlnit cu elevii claselor a 11-a și a 12-a de la Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș din Beiuș, vorbindu-le acestora în cadrul unei lecții ad hoc de educație juridică despre răspunderea penală pe care și tinerii o au începând de la 14 ani. Cunoscutul judecător din CSM, Cristi Vasilică Dănileț, a răspuns invitației Asociației Micul Beiușan, invitație lansată prin intermediul lui Carmen Novac, notar public și vicepreședinta asociației menționate. L-am invitat pe domnul Cristi Danileț, întrucât el este promotorul educației juridice în școli. Am urmat un curs pe care l-a susținut dumnealui împreună cu alți magistrați și persoane de specialitate la București pentru a preda educația juridică în școli. L-am invitat întrucât, după cum știți, sunt vicepreședintele Asociației Micul Beiușan și pe partea de voluntariat încercăm să schimbăm câte ceva pentru copiii din Beiuș, pentru copii și tineri. De ce? Pentru că trebuie să ne implicăm social pentru semenii din jurul nostru, trebuie activ să facem câte ceva pentru cei de lângă noi. Nu doar să așteptăm ca ceilalți să facă lucruri bune, trebuie fiecare dintre noi să ne implicăm. Și aici consider că pot și eu să mă implic să ajut tinerii și copiii din comunitate în a fi mai aproape și a cunoaște mai îndeaproape noțiunile juridice. În timpul lecției de educație juridică, Cristi Vasilică Dănileț a abordat problematica răspunderii penale pe care tinerii o au și le-a prezentat elevilor prezenți volumul publicat împreună cu Poliția Capitalei și intitulat sugestiv Unde-i lege, nu-i tocmeală, în care explică pe înțelesul adolescenților principalele norme din codul penal. Intervievat la finele activității, judecătorul din CSM a precizat că întâlnirea cu elevii beiușeni se încadrează în proiectul de educație juridică în școli, pe care l-a inițiat în urmă cu câțiva ani și în care sunt parteneri Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. În mod regulat, judecătorii din România vin în școlile și liceile din țară pentru a discuta cu copiii câteva noțiuni minime despre drept, despre lege și despre justiție. Sunt, hai să le spunem, un fel de lecții, de discuții despre educația juridică. Cred că copiii trebuie să înțeleagă că de la 14 ani ei pot răspunde penal, de la 18 ani ei devin adulți și au toate drepturile și obligațiile necesare. De la obligația de a respecta bunurile celorlalți și persoana celorlalți până la a nu-i jigni și a le respecta în general demnitatea. Interlocutorul nostru și-a exprimat părerea că sistemul educațional românesc este perfectibil, în opinia lui Dănileț. Sunt mai multe laturi ale educației pe care ar trebui să se pună un accent sporit. Educația antreprenorială, cea sexuală și, firește, cea juridică. Sunt mai multe laturi ale educației pe care ar trebui să se pună accent. De exemplu, educația în ceea ce privește antreprenoriatul, să ai câteva noțiuni economice minime de a dezvolta o afacere. Educația sexuală pentru a ști ce ai voie și ce n-ai voie să faci în legătură cu corpul tău. Și educația juridică pentru a ști ce drepturi și ce obligații ai. Se simte nevoia cunoașterii drepturilor, mai ales pentru că legile sunt extrem de numeroase. Iar din dosarele pe care noi le instrumentăm în instanțe, ne dăm seama că oamenii ajung la uneori să aibă contact cu legea, să nu o respecte pentru că nu o cunosc. Oricum, această scuză nu poate să țină în fața unui judecător. Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. De aceea, cred că ar trebui mai intensificate aceste ieșiri ale noastre, ale magistraților, dar și profesorii cumva ar trebui să aibă inițiativă. Nu știu dacă curicula școlară poate fi sau nu modificată. Este o strict o decizie a Ministerului Educației, dar noi putem ajuta la acest lucru. Judecătorul Cristi Vasilică Dănileț este coordonator național al programului de educație juridică în învățământul preuniversitar 2014-2015 și inițiator sau partener în cadrul altor proiecte de gen precum educație juridică pentru școlari și liceeni, proiect național 2011-2015, statul de drept pe înțelesul tuturor, ciclul de conferințe organizate în țară 2013-2015, educație juridică pentru liceeni, proiect local Oradea 2010, opinia justițiabililor despre justiție, proiect județean Bihor 2009.